Bine ați venit la Medien Klagemauer TV. Aceasta înseamnă zidul plângerii al mass-mediei, știri necenzurate ale mass-mediei. VOT este un program pentru computer software și înseamnă Web of Trust. Este foarte mult lăudat. Oricine navigează pe net va fi protejat de programe înșelătoare și pagini imorale. Concret, pagina clasificată drept critică și periculoasă este marcată cu roșu și acolo apare o fereastră de avertizare. Clasificarea o poate face orice utilizator al netului care trimite opinia sa, după cum declară inventatorii acestui program. În practică s-a dovedit însă că multe pagini existente au fost marcate cu roșu și cu fereastră de avertizare, deși posesorii acestora nu au vreun interes financiar, nu periclitează tineretul și nici nu răspândesc un conținut violent. În mod deosebit sunt azi dezavantajate pagini ale grupărilor marginale, politice sau religioase. Aceasta miroase a dictatură asupra exprimării libere de opinii în internet. Se creează cumva aici un instrument cu ajutorul cărora să se influențeze utilizatorul și să-l scutească astfel de gândire proprie? Cine va putea influența VOT-ul când o mișcare critică față de sistem va deveni prea puternică? Și, în ultimul rând, oare nu cumva paginile marcate cu roșu, ca fiind imorale, trezesc cu atât mai mult dorința de a le deschide?